Salutare! Vreau să vă povestesc în filmulețul ăsta despre plecarea lui Dâncu, care a venit în niște momente și pe niște evenimente care a trebuit să ne atragă atenția. Și pe niște declarații, pentru că sunt corelate foarte multe chestii. Ele par întâmplătoare, par aleatorii. Părerea mea e că nu sunt. Dâncu a ieșit acum ceva timp și a făcut niște declarații legate de pacea din Ucraina. Eu și cam singurul care a vorbit de treaba asta, adică în spațiul public românesc nu prea se vorbește de pace. În primul rând că e interzis, adică n-ai cum să vorbești de pace. Asta a venit și a spus Iohannis, că nu e retorica care trebuie. Adică toți ar trebui să vorbim despre pace, dar atunci când nu e retorica care trebuie, nasol, că nu trebuie. Părerea mea e că atâta timp când nu se vorbește despre pace și nu contează în ce condiții vine pacea asta. Asta e părerea mea. Atâta timp când mor oameni și că se distrug clădiri acolo, nici nu contează în ce condiții vine pacea. Pentru că sunt tot felul de capete goale care zic că pacea nu poate să vină oricum. Ba da, pacea poate să trebuie, nu că poate. Trebuie să vină oricum, pentru că după aia alte chestii le poți rezolva la masă. Te așezi la masă cu ăia, toată lumea, și găsești soluții să rezolve asta. Pentru că-s băieți deștepți, adică așa credem, nu? Bun. Că Ucraina, dacă nu va mai exista, că dacă se face pace, Ucraina nu va mai exista. Nu. Ucraina va exista și vedem asta. Vor exista niște teritorii care nu vor mai fi ale Ucrainei. E rău, așa este, dar e mai puțin rău decât să omori copii, să omori civili, să distrugi clădiri și să pui o grămadă de oameni pe drumuri și să rămână o grămadă de copii orfani. Da? E mult mai rău asta. Practic, pe ucrainianul ăla nu știu dacă îi interesează foarte tare unde plătește impozite. Că plătește la rus sau că plătește la ucrainean. Pentru că el banii tot îi dă. Da? Nu știu ce e mai rău, să stea sub ocupație rusă și să muncească, să-și trimită copiii la școală, să nu vorbească, să nu facă chestii, ca așa e în Rusia, decât să vin și să mor și copiii tăi să nu mai aibă tată, să nu se ducă la școală și să distrugi o generație întreagă. Mi se pare că e mai rău asta. Adică mie mi se pare că ăsta este cel mai rău. Da? Propaganda vine și ne spune că e nasol să avem o Rusie la graniță, dar nu-i nasul să avem o Ucraina puternică capabilă să învingă Rusia la graniță. Păi mie mi se pare că e mult mai nasol să ai o țară capabilă să învingă Rusia la graniță. Pentru că s-ar putea să înceapă să emită pretenții. Da? Bun. Asta a fost un preambul. Așa, hai să discutăm despre ce se întâmplă cu Dâncu și care sunt elementele care mi-au atras mie atenția. Păi, în primul rând, Dâncu a început să vorbească despre pace. De ce a început Dâncu să vorbească despre pace? Păi eu cred că în spatele ușilor închise se discută niște chestii legate de escaladare. Și v-am mai pus pe aici pe YouTube niște filmulețe, mai spun și pe TOC, că se pregătește escaladarea asta. A început de curând să se vorbească de o dirty bomb. Atât de către ruși, cât și de către ucraineni, cât și de către americani. Și hai să asociem ceea ce se întâmplă în perioada asta. Care legătură cu demisia lui Dâncu? Patreus, care a fost șeful serviciului CIA și nu știu ce mare general prin armată, a ieșit săptămâna trecută și a făcut niște declarații în care zicea că SUA a stat suficient de mult pe bară și că ar trebui să se implice mai mult în războiul ăsta și să conducă o ofensivă care să fie formată din țările este europene și care să intre în Ucraina și să atace ruții. Păi e foarte nasoală treaba asta. Adică ei zic, ne vom lupta cu Rusia până la ultimul român, polonez, ceh, slovac și bulgar. Ca, așa cum fac acum cu ucraineanul. Da? Asta a declarat Patreus săptămâna trecută. În condițiile în care se vorbește de un dirty bomb de asta, în condițiile în care rușii, zic eu, că au orchestrat explozia aia pe podul Kerch, ucrainenii vin acum și spun că rușii vor detona barajul de pe râul Nipru, adică se creează premizele, din punctul meu de vedere, a unei chestii care să permită escaladare. Asta văd eu.
Asta sesizez eu acum, că se creează premizele unei chestii care să ducă escaladare, care să ducă la o nouă escaladare. Prima escaladare s-a produs deja și asta este un alt semnal, că rușii au început să recruteze rezerviști. Eu cred că nu pentru ce se întâmplă acum în Ucraina, ci ce se va întâmpla în următoarea fază în Ucraina. Pentru că următoarea fază deja se pregătește. Bun, în spatele ușilor închise, probabil că Dâncu știa chestia asta. Și probabil că se tot discută chestia asta. Dâncu a făcut asta cu o zi înainte de întrunirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Iarăși nu cred că a ales întâmplător data, nu cred că a ales întâmplător chestia asta, spunând de asemenea că nu poate să lucreze cu Iohannis. Iarăși, neîntâmplător alesă formularea asta. Bineînțeles, cu scopul de a-l ataca pe Iohannis, da? Iohannis, din ce văd eu, începe să scadă în popularitate din ce în ce mai mult. Mă uitam pe, mă mai uit așa din când în când pe contul lui, pe contul lui de Facebook și e jihad acolo, adică e măcel. De fiecare dată când iese și spune ceva, e măcel. Nasolii că oamenii ăștia nu l-au văzut pe Iohannis înainte de chestia asta. E greu de lucrat cu Iohannis, asta spune Dâncu și spun și alții, nu numai. Se pare că consilierii lui prezidențial nu au la dispoziție decât 5 minute să vorbească cu el. Se pare că metoda de lucru a lui Iohannis este dă ordine, ea trebuie să noteze și pleacă. 5 minute e suficient. Nu mai voie să spui, n-ai voie să discuți. Am văzut asta și în conferințele de presă. Iohannis nu discută. Lui Iohannis nu îi plac întrebările. Lui îi place monologul. Ăsta e motivul pentru care limitează numărul de întrebări pe care jurnaliștii îl pun în conferința de presă. Pentru că n-ar putea să aibă doar un monolog acolo. Ar fi de căcat și e de căcat suficient de mult ca să mai facă și chestia asta. Da? Și atunci limitează numărul de întrebări. Da? Pentru că lui Iohannis nu îi place să discute. Nu îi place să îi se pună întrebări. Nu îi place să îi fie contestate deciziile. Ăsta este un alt punct legat de Dâncu. Pentru că a apărut, după ce Dâncu și-a dat demisia, au apărut informații legate de faptul că PSD vrea să cedeze Ministerul Apărării către PNL, la schimb cu un alt minister. Păi de ce vrea PSD să facă asta? Cumva în următoarea perioadă vor apărea niște chestii care vor pune la îndoială, vor pune sub semnul întrebării Ministerul Apărării, adică vor fi niște decizii controversate, de ce ar vrea altfel PSD să facă chestia asta? Mai e un aspect. Probabil că la Ministerul Apărării se dorește un om care să nu pună niște întrebări. Doar să execute ceea ce îi spune Iohannis și să nu pună întrebări, să nu conteste. Să nu întrebe, bă, dar de ce trebuie să facem așa? Pentru că altfel Iohannis trebuie să dea mai multe explicații. Și după cum am văzut, nu prea îi convine să facă asta. Mai e un aspect legat de Iohannis, pe care probabil nu știați. Iohannis, cât timp a fost primarul Sibiului, se pare că nu a primit niciun om în audiență. Se pare că nu îi place să discute cu oameni. Și vedem asta și acum. Iohannis nu discută cu oameni. El nu se duce la întâlniri, nu se duce nu la întâlniri, se duce la manifestații de-astea cu oameni și nu stă de vorbă cu ei. Spune iarăși foarte multe despre modul lui de lucru și modul lui de a vedea problemele. Da? Bun. Pe de altă parte, vedem foarte multe trupe franceze și americane care sosesc în România. Am putea zice că e de bine. Dacă nu am avea toate celelalte elemente în spate. Adică astea de care vă povesteam. De ce declară Petreus, Patreus sau cum dracul cheamă, de demisia lui Dâncu, de ceea ce se pregătește în Ucraina și se acuză unii pe alții cu bombele alea murdare. Bun, hai să mai facem o chestie. Ce se întâmplă dacă în SUA, la alegerile din 8 de acum, vor ieși republicani? Păi n-ar vrea SUA cumva să facă o mișcare SUA, democrații. N-ar vrea cumva să facă o mișcare care să nu le dea loc de întors? Anume, ca NATO să zică, ok, hai să s-a întâmplat ceva nasol în Ucraina, trebuie să intrăm acolo. Poate SUA să zică nu? Ce ar trebui să se întâmple în Ucraina ca NATO să facă mișcarea asta? Un dirty bomb cumva?
Ce va putea face, ce vor putea face republicanii în cazul în care se întâmplă asta? Vor putea zice nu? Da, dar e complicat al dracu, adică e greu al dracului să faci asta. Pentru că lumea se așteaptă ca jandarmul mondial să-i apere. Și în momentul în care zice nu într-o astfel de chestie, e nașpa. Vor republicanii asta? Păi cred că nu o să o vrea. Și asta e o mișcare la care nu ai decât un răspuns predefinit. Să mergi mai departe. Nu prea ai altul. Probabil că de-aia se discută de Dirty Bomb, probabil că de-aia se fac scenariile astea cu barajul de pe Nipru, cu bombă nucleară, cu tot felul de chestii. Oricum nu sunt foarte ok, adică nu e, lucrurile nu stau foarte bine. Eu văd pe aici, prin zona pe unde stau, lângă București, o grămadă de avioane zilnic. Mulți, s-au mulțit mult numărul de avioane și numărul de zboruri pe care le văd. Mult de tot în ultima perioadă. De ce? Că nu ne amenință nimeni, adică o să intrăm în război? Păi probabil că asta s-a vrut de la început. Eu asta văd. Ar fi bine să nu se întâmple asta, dar cred că nu vom scăpa de chestia asta. Și cred că americanii or să lupte cu rușii până la ultimul român. Așa cum fac cu ucrainenii. Unii ar putea zice că e bine. Alții, ca mine, probabil că vor zice că e rău. Dar probabil că nu vom avea de ales. Cu Iohannis acolo, probabil că nu vom avea de ales. Pentru că Iohannis trebuie să-și asigure continuitatea unui om la președinție, pentru că altfel riscă să aibă foarte mari probleme după. Mult mai mari decât le are Băsescu acum. Da? El are mult mai multe schelete în dulap decât Băsescu. Mult mai multe. Plus că a fost și pandemia, s-au luat niște decizii nasoale atunci, s-au făcut niște achiziții care sunt cel puțin dubioase și cel puțin interpretabile, deci are multe, multe schelete în dulap. Și atunci cumva Iohannis vrea protecție internațională. Și e foarte posibil să facă ceea ce îi se cere fără să întrebe și fără să se gândească la altceva, iar pentru asta îi trebuie un om la apărare care să nu fie contra și să execute în linie cu ceea ce spune el. Da, aștept și comentariile voastre, pentru că e interesant subiectul și cred că aveți niște păreri foarte bune, așa cum mi-ați arătat de multe ori pe aici pe YouTube. Mulțumesc! Vă aștept și la următoarele filmulețe. Dacă ești nou și nu te-ai abonat încă, dă click pe subscribe și pe clopoțel. Spune-mi niște lucruri interesante pe aici. Mulțumesc, la revedere!